Bună seara și bine te-am găsit la podcastul medical, un podcast despre sănătate unde simplificăm termenii medicali. Iar astăzi eu am alături de mine pe doamna conferențiar universitar doctor Voichițelă Zureanu, medic primar de boli infecțioase și coordonator al compartimentului de terapie intensivă din cadrul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Spital de Boli Infecțioase. Iar alături de doamna doctor vom vorbi astăzi despre cel mai la modă subiect din ultimii 2 ani pe care îl auzim în lumea medicală și în jurul nostru. Vom vorbi despre COVID și ce este bine să facem dacă intrăm în contact cu boala și ce este bine să facem după ce am trecut prin boală. Bună seara, doamna doctor! Cu drag, bună seara! Acum, nu te super pe mine. Virusul se numește SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome, de acolo vine SARS, coronavirus, Așa. Boala se numește COVID, adică coronavirus disease. 19, pentru că virusul s-a identificat în 2019. Și atunci, dintr-un sfânt motiv strict, din punct de vedere al cercetării, virusul se numește SARS și boala se numește COVID. Nu este ca rujeolă, că virusul se numește virus rujeolic și boala se numește rujeolă. Este o mică, disociație între numele virusului și boală în sine. Ar fi bine să menționăm că suntem în data de 7 februarie. 2022, când valul e sus. Foarte sus. Cât de gravă este situația? Vorbim de valul 5. Vorbim de aproape 2 ani de pandemie. În 28 februarie 2020 a fost identificat primul caz de la Timișoara, respectiv al doilea din țară. Așa că, uite, caz mâine se fac 2 ani de când experiența noastră pe COVID-19 de la zero a ajuns la valoarea cea mai înaltă, pentru că suntem în cea mai înaltă poziție a valului 5, cel puțin deocamdată. Care este și cel mai mare val pe care l-am avut de până acum? Da, ca și număr de pacienți pozitivi la SARS-CoV-2, fie prin teste antigen rapide, fie prin PCR. Acum, pentru noi acum, în acest val, nu este foarte important numărul de pacienți pozitivi sau de persoane pozitive, ci ne interesează persoanele care sau pacienții care sunt cu forme medii, severe sau grave de boală, respectiv pacienți de terapie intensivă care să fie cu, din păcate, cea mai mare evoluție negativă cu deces. Situația la ATI atunci este la fel de gravă cum a fost în trecut? Din fericire, încă nu. Noi avem acum 12 paturi de terapie intensivă COVID. Ocupate deocamdată sunt doar, cu ghilimelele de rigoare, 9. Deci, din fericire, mai avem paturi libere de terapie intensivă, astfel încât fie dacă vine o formă foarte severă, poate să fie internată direct pe terapie intensivă, fie de pe secții care, dacă sunt persoane a căror formă de boală s-a agravat, să poată să fie coborâți direct pe terapie intensivă. Și din acest fapt a scăzut și carantina de la 14 zile la 7, la 5, respectiv 7 pentru persoanele nevaccinate. Da, nu neapărat, ci datorită faptului că majoritatea sunt forme ușoare și asimptomatice și atunci se consideră că, pe de o parte, transmisibilitatea s-a redus ca durată, deși este foarte intensă, s-a redus ca și durată, dar nu sunt forme severe și grave de boală. Sunt forme de obicei ușoare care în 5 zile la nevaccinați, respectiv la vaccinați și respectiv 7 zile la vaccinați, sunt cu evoluție favorabilă. Valul e atât de sus în momentul de față din cauza variantei de Omicron? Acum, la noi, cu mare probabilitate că circulă și Omicron și Delta încă în paralel. Noi, din păcate, nu facem secvențiere. Din păcate, toate secvențierile se fac la București, cele de la Timișoara.
Se încearcă și la noi la universitate să se perfecționeze în această genetică moleculară. Deci la noi în circulație este și Omicron și Delta, nu știm exact care e proporția, dar clar Delta este cu infecțiozitate mult mai mare, cu rată de transmitere foarte mare, dar din fericire cu forme nu atât de severe. Cred că formele severe pe care le vedem acum în valul 5 se datorează încă variantei Delta care circulă încă în paralel. Am citit în presă că a apărut o nouă variantă, Omicron BA2. Da, avem deja BA1, BA2, BA3. Se pare că BA2 este cea care începe și ea să domine în anumite arii geografice. Din câte știu eu, în Marea Britanie deja este o izbucnire importantă. Virusurile au această capacitate de a determina noi variante virale, noi mutații virale. Și atunci, sigur, cu cât cercetez mai mult, și acum focusul este foarte mare pe SARS-CoV-2, cu atât vei identifica mai repede sau mai devreme anumite forme, variante mari, deci variante care sunt de interes și respectiv variant of concern, sau din acestea submutații într-o anumită variantă, care sigur că în funcție de dinamica și a noastră a oamenilor, dar mai ales de dinamica virală, devin dominate în anumite arii geografice sau se răspândesc pe întreg mapamond și devin dominante mondial. Păi și din aceste trei variante de Omicron, BA1, BA2 și BA3 de care ați spus, este vreuna dintre ele mai periculoasă? Se pare că ele sunt la fel de prietenoase, să spunem așa. Ele nu dau forme grave de îmbolnăvire, nici acest BA1-2 nu dă forme mai grave, dar infecțiozitatea se pare că este cea mai mare la acest BA1-2 față de celelalte două variante. Deci Omicronul e mult mai viral decât Delta. Omicronul, da, are o rată de transmitere de infecțiozitate mult mai mare decât Delta. Delta, în schimb, deși nu era atât de contagioasă, dădea forme mult mai severe, cu rată mare de deces, cel puțin în România. Se transmite COVID-ul? În principal, direct de la persoană la persoană. Cu cât suntem mai aproape, fie pe căile nazale, fie pe care orofaringeană, adică pe nas sau pe gură, cu cât este distanța mai mică între persoane, cu atât acele particule mici pe care noi le scoatem din gură atunci când vorbim și respectiv când strănutăm sau ne suflăm nasul sau umblăm cu mâna nas în gură, există și transmisibilitatea prin mână, contaminată, dar contaminată recent. Adică virusurile nu rămân, nu trăiesc foarte mult pe suprafațe. Fie că este vorba de suprafața mâinii, fie că este vorba de suprafața mesei, fie că este vorba de cană, trebuie să fie contactul relativ rapid între cele două persoane dacă este ca virusul să se transmită prin intermediul unui obiect. Deci mai există șanse să contactăm virusul de pe o suprafață, da, care nu a fost dezinfectată. Exact. Fie nu a fost dezinfectată, fie a fost mult prea repede contactul, astfel încât virusul nu a murit, pentru că virusurile au nevoie de substrat celular ca să se înmulțească, ca să trăiască. Și atunci, dacă acel substrat celular nu mai există și virusul va muri. Pe cale orală, putem contacta virusul dacă purtăm mască? Sigur că putem să contactăm virusul dacă purtăm mască, dar masca este practic o barieră cumva fizică care limitează sau împuținează transmisia cât de mult se poate. Cu cât purtăm masca mai bine fixată pe nas și pe gură, astfel încât să nu existe posibilitatea ca virusul să se împrăștie prin aceste locuri, cu atât este mai eficientă. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte există măști
non-medicinale, mești medicale cu factor de protecție mic, FFP1, sau mai mare, FFP2, sau cel mai mare, FFP3. Și atunci acele straturi care formează masca, ele filtrează mai mult sau mai puțin dintr-o cantitate de virusuri, bacterii, paraziți, ciuperci, așa mai departe. Dacă avem simptome, ce este bine să facem? Cât mai repede avem posibilitatea de a merge fie la medicul de familie, fie la spital pentru a ne testa, fie prin test rapid, fie prin PCR, pentru a vedea dacă suntem infectat, pentru că acum avem și medicația antivirală, care trebuie începută cât mai repede, ideal în primele 5 zile de la depistare, de la pozitivitate. Și atunci, cu cât știm mai repede că suntem infectat, cu atât mai repede avem și acces la tratamentul specific. Și dacă suntem infectați, mai trebuie și noi să anunțăm la DSP sau face asta medicul de familie în locul nostru? Din câte știu eu, DSP-ul este anunțat direct din Corona Forms. Deci în momentul în care noi ne testăm, primim un SMS pe numărul de telefon pe care l-am lăsat că suntem pozitiv sau negativ, iar dacă rezultatul este pozitiv, DSP-ul și medicul de familie teoretic sunt anunțați direct din Corona Forms. Și chiar dacă am luat toate măsurile și ne-am infectat, avem în momentul de față la dispoziție un tratament antiviral? Da, din fericire, acum avem la dispoziție mai multe tipuri de tratamente. Avem odată anticorpii monoclonali, aceia care blochează receptorul pe care ar trebui să vină să se atașeze virusul, deci avem acei anticorpi monoclonali, și avem medicație antivirală directă, favipiravirul, care l-aveam încă de aproximativ jumătate de an, dar sperăm cât de repede, într-o zi, două, să avem și molnupiravirul, astfel încât cât de repede, imediat după ce ne-am testat și am văzut că suntem infectați, să putem să începem să luăm acest tratament antiviral, astfel încât să nu progreseze forma de boală către o formă severă sau deces și chiar să nu mai avem nevoie să ne mai spitalizăm. Și tratamentul acesta de unde putem să luăm? De la medicul nostru de familie sau doar de la un spital de boli infecțioase? Repet, după ce ne-am testat și am văzut că suntem pozitivi, favipiravirul îl poate prescrie și medicul de familie. În schimb, pentru anticorpii monoclonali și respectiv pentru molnupiravir, va fi nevoie de investigații inițiale în spital. Ulterior, acestea sunt prescrise doar de către medicii din spital. Dacă suntem vaccinați, putem să intrăm în contact cu virusul COVID-19? Vaccinații, persoanele vaccinate pot să se infecteze, respectiv să se contamineze, la fel ca și o persoană care nu este vaccinată. Vaccinul nu ne ferește de îmbolnăvire, ne ferește doar de o formă severă de boală, respectiv de deces, dar nu are eficiență de 100%. Nu există niciun fel de medicament, indiferent cum se numește, că se numește aspirină sau se numește vaccin obținut prin ARN mesager, nu există medicament care să aibă eficiență de 100%, dar dovedit științific și ulterior văzut și în real life, în viața de zi cu zi, că pacienții care sunt vaccinați au un risc mult, mult, mult mai mic de a face formă severă și de a deceda. Ce e important să ne facem și boosterul. Da, deocamdată, cel puțin pe Omicron, s-a dovedit că protecția cea mai mare față de infecție severă de boală o au pacienții care au deja și doza booster. Doza booster însemnând pentru ARN mesager doza 3, respectiv pentru AstraZeneca, pentru Johnson însemnând doza 2, pentru că Johnson se administrează o singură dată, o singură injecție, respectiv boosterul ulterior cu o formă de ARN mesager. Deci pentru Johnson boosterul ar fi bine să fie ori Moderna, ori Pfizer? Da, așa sunt indicațiile tuturor, toate comunicările care s-au făcut au fost cel puțin deocamdată. Așa s-a recomandat ca doza booster făcută undeva între 6 și 9 luni
după injecția inițială să fie cu ARN mesager, fie Pfizer, fie Moderna. Am o întrebare un pic controversată care circulă foarte mult în mediul online în ultima perioadă. Și anume, prin testele antigen putem vedea dacă avem COVID, pentru că se spune foarte mult că varianta de Omicron nu este detectată de testele rapide. Nici un test de pe lumea asta, nici un aparat de pe lumea asta nu are acuratețe de 100%. Nici PCR-ul nu are decât pe undeva 95-96%, după alții 98%. Depinde foarte mult de tehnica de recoltare, cât de bine se recoltează, cât de mult poți să mergi în cavitatea nazală a cuiva cu acel bețișor. Depinde cât de multă suspensie este în acel căpăcel. Depinde cât de mult pipetezi în acea, pe lângă aceste erori datorate manipulării, cu cât testele sunt de generație mai veche, cu atât asigur că nu prea au cum să prindă noile variante de Omicron, de SARS, decât în măsura în care ele seamănă și au anumite antigene din acelea pe care le prinde testul antigen. Dar important este că testele de antigen sunt cu acuratețe oricum mult mai mică, doar de undeva până pe la 85% față de PCR, care merge până la 98-99%. Și da, din păcate sunt foarte multe probe fals negative sau respectiv fals pozitive la aceste teste de antigen. Și multe posibil să fie false, pentru că oamenii le cumpără de la farmacie și poate nu și le fac corect. Exact. Deci odată trebuie recoltat corect și făcut corect. În al doilea rând, să nu existe posibilitatea de contaminare, adică dacă tu cumperi un pachet, să zicem cu 10 asemenea determinări și pe mâna ta cumva ai ajuns în contact cu virusul, în momentul în care deschizi, dacă nu porți mânuși, există posibilitatea de contaminare a întregii truse cu 10 determinări și atunci, din păcate, rezultatul va fi pozitiv la toate acele probe, pentru că așa se bănuie că au fost pozitive și atât de multe false teste pozitive la școlari, unde știm că s-au adus la vrac teste okay. Din acestea. După ce contactăm virusul, la câte zile iese un test pozitiv? Acum, în funcție de varianta pe care o avem sau cu care ne-am îmbolnăvit, se pare că la Omicron, după 2-3 zile de la momentul infectant, deja se pozitivează și antigenul, dacă este corect recoltat, și PCR-ul. La varianta Delta durea mai mult. Se spunea că erau necesare mai mult de 3 zile, 4, 5, 6 zile chiar pentru a se pozitiva. La început, pe varianta primă virală, ai văzut că era obligativitatea de a sta 14 zile în carantină, adică oricând în acele 14 zile putea să devină pozitiv testul respectiv, să ne îmbolnăvim pe o perioadă de incubație mult mai lungă. Și un alt factor pentru care s-a redus perioada de carantinare este rapiditatea Omicronului. Da, se pare că perioada de incubație la Omicron este mai scurtă. Care e recomandarea pentru o persoană care a trecut prin boală? Vorbim de post-COVID, de post-COVID. Acel sindrom care încă nu are o denumire exactă. Ne referim la post-COVID sau long-COVID, după unii autori. Este bine, în general, cam la o distanță de 2-3 luni, după ce ai trecut prin boală, să faci o investigație imagistică, adică o radiografie pulmonară sau mai bine o computer tomograf pulmonar, pentru că se vede mult mai bine gradul de afectare restantă, dacă există sau nu există sau cât este de mare, ci respectiv niște analize biologice, adică niște analize de sânge, care să vadă dacă mai există inflamație, dacă mai există modificări care pot fi corectate sau care poate au nevoie de o perioadă mai lungă de timp, până când organismul nostru, oricât de bine l-a creat Dumnezeu,
La unii recuperarea este mai grea decât la ceilalți, în funcție de comorbidități, coafecțiuni, vârstă și mulți alți factori care poate nici nu știm exact care sunt. Și la final, care este recomandarea dumneavoastră pentru toți oamenii, fiind încă în perioada asta pandemică? Din păcate am mai multe recomandări. Masca este importantă de purtat în continuare. Distanțarea este la fel de importantă pentru că cu cât suntem mai departe unii de alții, cu atât probabilitatea de infectare este mai mică. Igiena mâinilor și a feței la fel de importantă și profilaxia, care a dovedit de-a lungul deja 200 de ani că este cea mai bună metodă de apărare, însemnând vaccinarea. Această vaccinare ne ferește sau ne scade riscul de a face o formă severă sau respectiv de a deceda de COVID. Vă mulțumesc mult, doamna doctor Lăzureanu. Cu drag.